Vorbește lumea la cafea, se aude tare. În această perioadă, când ne dorim să fim aproape de toți cei dragi și să le facem surprize, suntem parcă mai sensibili și față de cei nevoiași. Vrem să le dăruim mai mult, vrem să le facem măcar sărbătorile mai senine. Vorbim despre această perioadă, despre felul în care știm să dăruim, dar și despre mila creștină cu Părintele Vasile Ioana. Bine ați venit! Bine ați venit! Regăsit. Doamne ajută, dragii mei! Părinte, se spune că luna decembrie este luna cadourilor. Sigur. De ce? Luna cadourilor se numește așa nu pentru ca să primim, ci pentru ca să dăruim. Așadar, fiecare dintre noi ar trebui ca în luna aceasta să ne gândim la ce am putea să dăruim aproapelui nostru. Pentru că în această lună avem la finalul lunii o mare sărbătoare, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, în care Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dăruit lumii pentru ca lumea să fie mai bună. Dumnezeu a fost atât de bun, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dăruit, ca tot cel ce crede în El să aibă viață veșnică. Deci luna aceasta este sub semnul darului lui Dumnezeu. Tot darul vine de sus, de la cel prea înalt, de la Dumnezeul cerului către noi. Așa cum ploaia coboară din nori, așa cum gravitația ne arată că de sus se coboară totul în jos, și cel mai care are mai mulți bani ar putea să dăruiască celui care nu are, cel mai puternic ar putea să-l încurajeze pe cel mai slab, cel mai bun ar trebui să-l încurajeze și să-i dea putere celui mai puțin bun. Deci în felul acesta, dăruind și noi, devenim și noi ca Dumnezeu. Îmi place că ați zis celui mai puțin bun, n-ați zis celui rău. Perfect, continuăm imediat cu discuția. Noi am întrebat oamenii cum și de ce dăruiesc, mai ales în această perioadă. Le aflăm răspunsurile și revenim. Obișnuiți să ne dați de pomană celor nevoiași? Da. Da, da, mereu. Da, la cine merită? Da, mai da. 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 În general, da, când am posibilitatea. Nu prea pot, din păcate nu prea pot permite, că am o pensie destul de mică. În general îi ajut când îi văd care sunt amărâți. Ce obișnuiți să dați de pomană? Păi, în general, bani. Fie bani, fie cumpăr câte ceva, așa, strictul necesar. Mâncare. Bani nu prea dau. Bani și haine. Ce dați de obicei de pomană? Mâncare. Niciodată bani. Depinde dacă am la mine un covrig sau un sandwich sau bani uneori, dar de obicei băbuțelor, pentru că mi-e vine mai mult de ei. Mâncare sau haine vechi. Depinde ce am la îndemână. De obicei mâncare și chiar câțiva leuți. Și bani și dacă am ceva pregătit dinainte, când merg cu intenție undeva, atunci pregătesc ceva. Dacă nu... Ceva fiind mâncare, haine? De mâncare. Haine, nu prea. De pomană se dă absolut orice. În primul rând, este foarte bine să se dea coliva, grâul, care este legătura dintre om și pământ. Orezul este foarte important și rest, fiecare ce poate. Cât de des dai de pomană? Tot timpul când am. La sărbători și din când în când, când merg la cimitir. Nu fiecare zi, dar sâmbătă, duminică, în general. Nu pot să spun că am o frecvență sau pot spune că dau o dată de două ori pe lună. Dau atunci când simt nevoia să dau ceva. Cam o dată pe an, la curățenie, când golesc dulapul de haine vechi. Nu există o frecvență, asta depinde cum îți scoate Dumnezeu omul în cale. Când am ocazie să întâlnesc oameni nevoiași, îi ajut. Cred că noi ca familie dăm în fiecare zi de pomană. Măcar o cafea dimineața dăm unui vecin. Eu când am și o posibilitate. Și când văd că într-adevăr persoana merită. Nu dau, nu că sunt, fac discriminări, dar la femei tineri cu copii în brațe care pot să se ducă să muncească și stau, preferă să cercească, nu îmi pare rău, dar știu că nu, că ăsta e sistemul lor de a face rost de bani. Nu că neapărat copilul acela n-are ce să mănânce. Înainte de a povesti și de a discuta despre ce am văzut în Vox, aș vrea să vă rog să ne scrieți pe pagina de Facebook Vorbește Lumea și în măsura în care părintele va avea timp, vă va și răspunde la întrebări. Așadar,
Ce semnifică acest gest de a dărui? În momentul în care dăruiești, în momentul acela intri într-o logică divină. Omul are o fire a lui, omenească, pe care e bine să o schimbe, să o transforme, ca omul să devină din om firesc în om dumnezeesc, în om care să aibă har în el. Omul care are har iubește. Dumnezeu este iubire și ni s-a dăruit nouă din iubire. Cel care îl are pe Dumnezeu înăuntru lui iubește. Când iubești, ieși din nevoia ta proprie către nevoia aproapelui. Și atunci ascult și cuvântul lui Iisus, care a spus că de câte ori veți oferi acestor prea mici frați ai mei, mie mi-o oferiți. Deci Iisus Hristos se identifică cu cei mai amărâți dintre noi. Mi se pare uluitor ce a făcut Iisus. I-a îndemnat pe oameni să dăruiască și că de câte ori ei vor dărui, lui îi dăruiesc. Un pahar de apă, dacă dăruiești un dar din inima ta către cel amărât, în momentul acela îi te adresezi lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și tu faci ceea ce Dumnezeu face. Dăruiește fără să aștepte ceva în schimb. Marele dar pe care putem să-l facem este să dăm ceva fără să așteptăm ceva înapoi. Că de multe ori se întâmplă acest schimb de produse pe la țară, pe la parastase, ceea ce nu este bine. Cel mai mare dar pe care poate să-l facă un om pe acest pământ este să deschidă mintea unui alt om. Să-l ajute pe un alt om să înțeleagă tainele vieții. Deci un mare dar pe care am putea să-l facem copiilor noștri, adolescenților, celor care deschid ochii în viață, este să-i ajutăm să-și descopere propriile lor skill-uri, am zis bine? Forțe interioare. Mă, ce-ți place ție, copile? Îți place să cânți? No, cântă. Îți place să citești? Citește și ajută-l pe copil, deschide-i mintea copilului, ajută-l pe copil și în același timp leagă-l de adevăratele valori ale vieții, valorile spirituale. În momentul în care te legi pe vertical de valorile spirituale, valorile materiale nu mai sunt totul pentru tine. Și în momentul acela îl ajuți pe copil încă de mic să dăruiască. Îi îndemn pe toți părinții de copii mici. În această perioadă, fiecare copil mic din fiecare familie să fie îndemnat de părinți să ia o jucărie dragă lui din multele jucării și să dăruiască cu mânuța lui unui copil orfan, unui copil amărât, unui copil care are nevoie. Și astfel înțelege și el exercițiul ăsta că e foarte important nu doar să primească. Prea mult îi alintăm pe copii, mai ales în luna decembrie, le dăm smartphone-ul la 6 ani, nu se poate. Dacă îmi permiteți să intervin, un psiholog spune că un copil ar trebui să aibă maxim 5 jucării. Și de fiecare dată când își dorește o altă jucărie, trebuie să renunțe la una. Sigur, absolut. Și atunci, psihologic se întâmplă o chestiune. Până la o anumită vârstă, cortexul nu este dezvoltat ca să perceapă conceptul de generozitate. Da. Dar atunci el când renunță la o jucărie pentru a primi altceva, în momentul în care va oferi acea jucărie, instinctiv se va dezvolta conceptul de generozitate că oferă, pentru că se face un schimb de energie și din partea celuilalt care primește. Exact. Și va vedea bucuria în ochii omului căruia îi dăruiește acea jucărie. Și mai mult decât atât, și el primește. Și el primește, adică la rândul această, lui, exact. Acest schimb pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi oamenii. Eu vă dăruiesc darul sfânt al vieții, darul sfânt al sănătății, puterea să câștigați un bănuț, să fiți fericiți, să aveți un habitaclu, să aveți o casă, o mașină. Tu acum, în această lună în care simți că Dumnezeu ți-se dăruiește ție, simți nevoia din această dragoste care devine milă, pentru că mila e tot o formă a dragostei, să dăruiești și tu. Dar nu ar trebui să dăruim numai în decembrie. Ar trebui tot aici, timpul să dăruim. Aici, asta voiam să vă întreb. Dumneavoastră spuneți acum că n-ar trebui să dăruim doar în decembrie. Dar nu credeți că în felul ăsta se construiește un echilibru? Adică decembrie este luna în care generozitatea crește, duce până la paroxism. Da. În restul anului, mai puțin că ne luăm cu treburi și așa mai departe. Dar să știți că nu crește generozitatea în decembrie neapărat ca și faptă bună. Eu am observat ca preot... Doar ca gest mai mult, nu? Nu. Părinții se gândesc ce să dea copiilor. Aia nu e faptă bună. Copiii se gândesc ce să dea părinților. Aia nu e faptă bună. Atenție, faptă bună este doar când iei ceva, un produs, un bănuț, faci o faptă de suflet către un om care nu are.
Aceea este fapta bună și în decembrie și aceste fapte bune sunt mult mai puține. Nebunia cu cadourile este tot din egoismul propriu. Oamenii și au lor. Abia au crescut vânzările acum de device-uri pentru că oamenii abia așteaptă luna decembrie să aibă prilej ca să-și ia. Acesta este un păcat al lăcomiei. Păcatul lăcomiei științific organizat. Black Friday, luna cadourilor, toate acestea sunt știință. Marketingul funcționează. Marketing. Dar noi vorbim astăzi despre milă, să-ți fie milă de omul amărât. Cine este omul amărât? Este aproapele tău. Este omul care ar vrea să aibă o casă și nu are. De aceea, noi ascultând demnurile Domnului, care a spus, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este, toți oamenii credincioși în bisericile lui Hristos se apleacă mai mult către cel amărât. Dar haideți să vedem cine este cel amărât. Asta exact. Vreau să vă întreb acum, pentru că iertați-mă că vă întrerup. Am văzut în material o doamnă care întreba, care a spus ofer celui, care merită. Da. Și atunci, da. Ok, cum decidem noi cine merită și cine nu merită? Da. În primul rând, noi avem disponibilitatea să dăruim și e foarte important. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem cu cei săraci, cu cei amărâți, este să vorbim cu ei. Să-i băgăm în seamă, pentru că acești oameni, acești oameni sunt marginalizați de societate. Cum te cheamă pe matale? Ion, bună na Ioane, bună dimineața, dragul meu. Ești bine, îmi pare bine să te văd. În momentul ăla, eu am la biserică acolo 30 de sărmani, în fiecare duminică vin cu toții, pentru un mic dar pe care să-l primească. Și atunci noi vorbim cu ei. S-au împrietenit oameni din parohia mea, îi cunosc pe nume și își fac ziua cu ei. Asta foarte este frumos, un gest în care tu îl aduci pe cel sărman în viața ta, îl saluți, îl cunoști și atunci el simte că cineva îl iubește. E cel mai frumos contează, gest, primul că gest. El contează. Da, să vorbești cu el, să te uiți în ochii lui, să-i dai din energia ta acelui amărât. Cred totuși că înainte de o masă caldă, înainte de o haină pentru a-i ține de cald, înainte de orice lucru material, cred că de fapt asta contează cel mai mult. Privire caldă, să te dai pe tine, un gest. Îi dai timpul ăsta al tău, acele secunde, minute. Să-l faci să simtă că și el contează. Da. Și că este egal cu tine, pentru că, atenție, înaintea lui Dumnezeu, el este egalul tău. Și atunci tu, dacă îl tratezi, aici e marea greșeală pe care o fac românii și îndemn să nu o mai facă. Dau 2 lei sau 5 lei așa superior, considerându-se în felul ăsta că au făcut fapta bună. Părinte, dar uneori când ești la stop sau ești dintr-un supermarket, ești efectiv agasat de ajungi până la urmă să dai banul ăla, dar nu-ți face nicio plăcere, numai nu-ți dorești, numai să scapi. Absolut corect. Adela, Ioan Gură de Aur, Marele Sfânt, Ioan Gură de Aur vine în completarea ideii tale. Din secolul 4, fii atent ce a spus, să transpire banul în mâna ta până când îi dai drumul către cel care are cu adevărat nevoie. De aceea eu vă spun că există astăzi o mafie. Cerșetoria în sine este o practică ilicită. Nu e bine să încurajăm cerșetoria aceea în care sunt cerșetori astăzi în centrul Bucureștiului care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Nu v-am întrebat cât câștigați voi. Noi ne chinuim cu 2-3.000 de lei pe lună ca preoți. Și atunci te gândești, dacă omul ăla este un excroc sentimental care vine, eu de ce să contribui la asta? Am oameni în biserică, atunci când la intrare deschid portofelul, le iau ei direct. Și asta este o brăznicie deja. Și atunci noi nu ar trebui să încurajăm acest fenomen care este cumplit. Un om bun și milos dă de pomană unei femei bătrâne, face piața pentru o doamnă în vârstă, caută un bolnav, se duce la spital. Pentru că Iisus Hristos ne judecă pe toți după acest criteriu. La judecata de apoi ne întreabă, am fost flămând și mi-ai dat să mănânc, am fost însetat și mi-ai dat să bei. Și noi întrebăm, când, Doamne, de câte ori ați dat acelor prea mici ai mei? De aceea îndemnul meu este ca fapta bună să se facă cu mintea întâi. Adică să te gândești, cine are cu adevărat nevoie? E prea simplu așa să dai 2 lei și să zici că ai făcut fapta bună. Nu, uite cum se poate face. Găsești un copil amărât pe stradă. L-ai luat, l-ai dus într-un shopping mall și l-ai îmbrăcat. Îi iei o geacă, îi iei pantofiori, îi iei ghetuțe, îi iei maieu, tricouaș, pantaloni. Știi cât de fericit este? Noi facem experiența asta cu copii amărâți. L-am văzut că are încălțări proaste, îl iau, hai cu mine, dragul meu, că în centru unde sunt eu la universitate sunt o groază de magazine. Și mă duc și îi cumpăr
30-50 de lei, 100 de lei, o pereche de bocanci. Știți cât de fericit e copilul ăla? Și pe drum eu vorbesc cu el, mă împrietenesc cu el și când mă duc fuge și mă prinde în brațe cu drag. Părinte, uite ăștia-s pantofii pe care tu mi-ai dat. Mi-ați adus aminte de un eveniment, eram la semafor tot la universitate și mi-a bătut în geam un băiețel. Pe vremea aia purtam ceas, aveam și eu un ceas la mână. Și m-a bătut, am dat geamul jos că voia să vorbească. Zice, unde spăra? Îmi împrumut și mie ceasul pentru o zi, ți-l dau mâine înapoi. Doamne! Apropo și de atunci nu-l mai ai? Nu, de atunci nu mai port ca să mă mai întrebe nimeni. Deci noi ar trebui să facem fapta bună cu multă conștiință a faptului că ajutorul pe care îl dai trebuie să fie consistent. Copii orfani, să ai un act de filantropie în viața ta, să alegem, în blocul nostru este o bătrânică. Du-te la ea, vorbește cu ea, nu mai caută nimeni, nu mai caută părinții, este un amărât, poate că e cineva care nu are serviciu, ajută-l să dă-i undiță, nu-i da un pește, că nu l-ai ajutat. De-aia este foarte important să facem fapta bună așa cum se cuvine. În biserica noastră, ortodoxă română, sunt peste 120.000 de oameni anual care primesc din biserică, prin intermediu, sunt numai puțin de 22.000 de cantine sociale, brutării, 10.000 de brutării. Dar biserica nu prea vorbește despre asta. Știți de ce? Pentru că tot în Biblie scrie să nu știe stânga ce face dreapta. Actele filantropice ale bisericii sunt foarte multe. Pentru că foarte mulți oameni amărâți vin către biserică, iar biserica fiind compusă din noi credincioși, noi toți ortodoxi, împreună cu clerul, noi toți ne aplecăm asupra oamenilor sărmani. Ce facem noi în parohia noastră? Acum în decembrie. Ne întâlnim cu toți în Consiliul Parohial și stabilim cine are un amărât. Și vorbim, uite domnule, avem, e cineva în Piața Muncii care nu poate să-și facă piața. Este o bătrână în pasajul Victoriei. Și facem o listă. Și mergem noi personal în ajunul Crăciunului. Eu ca preot vorbesc cu oamenii amărâți, stau de vorbă cu ei și în felul acesta le fac o bucurie și le și dăruim ceva. Strângem bănuți, facem piața la Carrefour sau în altă parte și le dăruim fizic ceva. Într-un fel noastră vă este cumva și mai ușor pentru așa că faceți este. Asta. Da, îi cunoaștem pentru că vin spre noi. Se uită la noastră într-un fel duminical, pentru că exact. Și aveți acest este și un antrenament și am mai făcut ceva. Am pus o bancă de alimente în pridvorul bisericii. Deci eu ne-am spus oamenilor, fraților, nu mai dați 2 lei. Veniți cu o sticlă de ulei. Veniți cu o pungă de făină. E mai important. Veniți cu o pâine. Da. Și vreau să vă spun că am pus o bancă de alimente dintr-un plexiglas din ăsta și se umple banca cu alimente, că omul când vine, i-am spus, pune acolo. Și la sfârșitul slujbei, să vezi ce e în pridvor la noi, vin oamenii și primesc din darul omului. Omul sărman pleacă acasă cu 2 sticle de ulei, cu 3 pâini, cu o pungă de orez. Eu aș spune așa, în completarea ceea ce ziceți dumneavoastră, că în epoca tehnologiei, Facebook, Instagram și toate nebuniile astea care reduc din verbalizare, pe lângă gesturile pe care le facem, zic totuși că este important și dialogul direct cu omul. Da, să știți omul, că sfătuirea este o altă faptă mare, este sfătuirea. Niște ucenici de-ai mei mi-au făcut un Facebook, Părintele Vasile Ioana, și vreau să vă spun că primesc mii de întrebări în privat și le răspund cu puterea mea. Sfaturi, au nevoie de sfaturi. Oamenii sunt oamenii au nevoie de când sfaturi. Este omul într-o intersecție, domnule, uite, iubesc un băiat, părinții spun că nu e bun, cam bea, ce fac? Și atunci tu îi dai sfaturi. Să se apuce și ea de băut. cum o ajuți? Uite, îi arăți că dacă rămâne cu el, ce se poate întâmpla, dacă se desparte de el, ce se... Și sfătuirea este o altă faptă extraordinară. Deci prima faptă este să deschizi mintea unui om, a doua faptă este să încurajezi un om care este căzut, care e într-o depresie, să vorbești cu omul, să te dăruiești, să dai din tine. Și a treia faptă este să începi să dăruiești material întâi celor care au cu adevărat nevoie, fără să încurajăm fenomenul cerșetoriei de la colțul străzii, ci să alegem noi în mod matur pe cei care au cu adevărat nevoie și să le dăruim ceea ce au ei nevoie, nu ceea ce vrem noi să le dăruim. Poate în felul ăsta o sfătuit și pe Adela să mă mai trimite după cafele și după tot felul de cumpărături. Dar faci o faptă bună, faci o faptă bună în felul ăsta. Tot efortul tău e o faptă bună. Eu sunt flămândă. Dar să știi că fiecare efort pe care îl facem, care nu e pentru noi, e o faptă bună. Fiecare efort. Deci vezi, eu ce-ți spun, eu vreau să te fac un om mai bun, pur și simplu. Părinte, mulțumim. Ca de fiecare dată ne-a făcut mare plăcere să vă avem alături de noi. Ne vedem săptămâna viitoare.
Să ne dăruim. Hai să ne dăruim pe noi întâi și să dăruim din puținul nostru celui care are cu adevărat nevoie. Așa am făcut și eu în emisiunea asta. Mi te-am dăruit. Stai cu minte că... Vine COVID. Exact. Scurtă pauză acum și ne întoarcem. Vorbește lumea la cafea.